Dragilor, azi gătesc supă de ceapă. Pentru asta am nevoie de ceapă, cât de multă ceapă, am nevoie de un pic de unt, am nevoie un pic de vin roșu, am nevoie un pic de coniac, o lingură de făină, un pic de supă de pui, dragilor, am nevoie de cașcaval, de pâine prăjită și de pus la masă să mâncăm. Deja îmi plouă în gură, să știți. Haideți să ne apucăm de treabă! Supă de ceapă. Am nevoie de 1 kg de ceapă, tăiat mărunt, pus într-o tigaie cu un pic de ulei, la foc mai micuț, lăsată cam 10-15 minute până începe să confieze, să schimbă culoarea. După aceea adaug un pic de coniac, dragilor, îl las să iasă alcoolul din ăsta, doar aroma, mai adaug după aceea un pic de vin roșu, foarte aromat la fel și el, îi las să iasă alcoolul, să rămână aroma de struguri. O să pun un pic de unt pe care am lăsat să topească la temperatura camerei, pentru că vreau grăsime, amestec bine. După aceea incorporez o lingură de făină și fac un fel de roux, cum zicea, în termeni de bucătărie, pentru că făină o să îngroașă un pic supa mea, pentru că nu vreau nici tare lichidă, nici tare groasă. Și după aceea adaug supă de pui. E fantastic. Da, supa de pui o pun după cât îmi cere ceapa, deci nu pun nici tare mult așa. Adaug și văd la o cam când trebuie, pentru că vreau să fie o supă foarte cremoasă, să zic așa. În momentul când e gata supa, separat am luat niște pâinică, o baghetă care am tăiat-o din centimetru, o prăjesc un pic și îmi pregătesc și cașcaval pe care îl rad. În momentul când servesc în farfurie, îmi iau supa, o pun în farfurie, îmi pun 2 bucăți de baghetă de 1 cm, presar peste niște cașcaval și pun la cuptor, pentru că în momentul când cașcavalul se gratinează, dă o aromă în plus, adică complementează supa mea de ceapă. În momentul când s-a caramelizat un pic deasupra și s-a aurit, să zic așa, cașcavalul, mâncarea, supa mea de ceapă e gata de servit. Așa că vă invit la masă, dragilor. Poftă bună!